eu cred că în adoptarea noului regulament pe care l-ați făcut, faptul că ați adoptat criterii precise și obiective precise unde banii se pot duce, s-a făcut tocmai pentru a preîntâmpina această risipă de fonduri. Pentru că sunt exemple pe care le-ați dat și dumneavoastră, centre de fitness, terenuri de golf și așa mai departe, care au fost cheltuite cu bani europeni în zone în care nu există nici toalete publice, în zone în care există nevoie de locuri de muncă și în care nu ne permitem luxul. Sigur că ne dorim cu toții să mergem la centre de fitness, dar nu ne permitem luxul să finanțăm din bani europeni aceste lucruri, pentru că sunt nevoi mult mai mari ale milioanelor de oameni care sunt șomeri, ale milioanelor de oameni care au nevoie de acești bani și din acest punct de vedere îmi va face mare plăcere să vin cu dumneavoastră și să încercăm să schimbăm aceste prejudecăți ale majorității celor din Marea Britanie, din păcate, în legătură cu cheltuirea banilor publici. Se cheltuie pentru cetățeni și pentru nevoile cetățenilor, inclusiv pentru multe regiuni din Marea Britanie. Și actualul cadru financiar prevede ca această sumă să se dubleze. Deci este vorba de 140 de miliarde de euro. Sigur că aceste sume vor merge în măsura în care vom avea programe operaționale capabile să absorbe aceste sume. Acești bani sunt puși deoparte pentru întreprinderi mici și mijlocii, dar sperăm să nu ne aflăm în situația precedentă în care nu am avut programe suficient de inteligente și pentru a absorbi aceste fonduri. Deci îmbunătățirea capacității de absorbție este esențială și o să încurajez statele membre să lucreze mult mai mult cu întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv să găsească modalități legale ca mediul privat să contribuie la partea sa lor de finanțare în fondurile europene, pentru că astfel vom maximiza impactul politicii de coeziune. Mulțumesc foarte mult!